Italia a ridicat interdicția temporară de vaccinare cu AstraZeneca. Decizia a venit după ce Agenția Europeană a Medicamentului a spus că serul este sigur și eficient. Cu toate acestea, încrederea oamenilor în vaccin a scăzut drastic. Italienilor care refuză să se vaccineze cu AstraZeneca li se va oferi o alternativă, însă vor mai avea de așteptat. Autoritățile italiene spun că trebuie să dubleze cele 200.000 de vaccinări pe zi pe care le făceau înainte de suspendare pentru a putea vaccina 80% din populație până în septembrie. I benefici del vaccino AstraZeneca superano ampiamente i rischi e pertanto il vaccino è benefico e sicuro per l'attuale campagna vaccinale, senza limitazioni di età e senza sostanziali controindicazioni. Pe lista țărilor care vor relua administrarea vaccinului se află și Germania, Franța și Slovenia. Țările vor începe administrarea serului AstraZeneca de astăzi, în timp ce Spania, Cipru și Portugalia de săptămâna viitoare. Cum sabe, în plan de vaccină s-a obținut o pauză în ce concerne vaccina AstraZeneca și va fi postă în marșă altă vez, a partir de segunda-feira. Și vom retoma un plan acelerând și recuperând o atraso que foi feito pelo facto de termos estes 4 ou 5 dias parados sem vacinação da AstraZeneca.